Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog 100%. Astăzi, alături de mine, drept interlocutor, îmi este Gabriela Maluf, parenting trainer. Vom încerca să aflăm mai multe despre cum putem deveni părinții mai buni, ce putem învăța ca părinți de la copii și câte și mai câte, toate într-o oră plină de informații interesante. Bine ai venit, Gabriela! Bine te-am găsit, Claudius! Sper să înțelegem cât mai bine ce înseamnă, în primul rând, noțiunea aceasta de parenting, respectiv parentajul, cum s-ar spune în limba română, și anume cursuri prin care părinții să înțeleagă cât mai bine cum să înțeleagă pe copiilor, pentru că nu este o școală la care trebuie să învățăm o teorie după care să mergem acasă și să practic ne intra pe urechea asta să ne iasă pe cealaltă. E un lucru foarte practic, trebuie să înțelegem foarte bine din exemple și din ceea ce trainerul explică, după care să facem multă, multă, multă practică cu copiii noștri, care nu ne sunt studenți sau elevi, ci ne sunt parteneri de viață. Asta sunt copiii noștri, asta trebuie să înțelegem. Ei sunt niște adulți în miniatură, sunt niște oameni în miniatură, nu există adult și copil. Cu toții suntem egali, suntem parteneri de viață. Atâta timp cât părinții trec în extrema cealaltă de autoritate sau sunt și ceilalți părinți care sunt permisivi, atunci nu mai suntem parteneri. Practic, suntem pe trepte diferite. Ori le suntem superiori copiilor, ori le suntem inferiori. Iar la cursurile de parenting trebuie să înțelegem cum să fim egali copiilor noștri și cum să fim parteneri. O să încercăm să aflăm de la tine, Gabriela, cam care sunt greșelile frecvente pe care le fac părinții în relația cu copiii și, de asemenea, cam ce ar trebui să facă ei pozitiv în sensul ăsta. Îmi mărturiseai într-o discuție prealabilă cum că ai fost îngrozită uneori de reacțiile pe care le au părinții, care le interzic copiilor să facă aia, să facă cealaltă, ceea ce îi marchează până la urmă pe cei mici. Se discută foarte mult în ultima vreme despre această noțiune. Pare să fie la modă, parentajul, cum l-ai numit. Nu e ceva nou. N-am inventat roata, doar că noi o descoperim, se pare, abia acum. Adică bunicii le-au făcut educație părinților noștri mai mult din instinct și nu au făcut-o foarte bine. Apoi tot cam bunicii s-au ocupat și de nepoți, pentru că au venit niște vremuri în care părinții nu-și mai permiteau să rămână acasă cu cei mici. Acum s-au schimbat timpurile și se pare că din ce în ce mai mulți părinți sunt interesați de relația cu cei mici, în ciuda faptului că au și timp din ce în ce mai puțin. S-au schimbat și timpurile, dar și timpul e din păcate limitat. O să avem multe de vorbit pe tema asta, sunt sigur. De unde vine noțiunea asta de parenting? De parenting vine de la cuvântul parent, din limba engleză, care înseamnă părinte. Și atunci au format un gerunziu, spunând parenting, și a ajuns la noi ca și termen de parentaj. Adică să învățăm să fim părinți. Cam de aici vine termenul de parenting, de la părinte, de la parent în limba engleză. Îmi place foarte mult ce ai spus, că e o modă. Chiar am fost la un atelier acum o lună a unui trainer cunoscut din Franța, Alain Aché, se numește, este un trainer al metodei ESPERE, un trainer de comunicare relațională, nu doar părinte-copil, orice înseamnă relație, soț-soție, angajat-angajator, și chiar spunea că îi face plăcere să vadă că este o modă ca părinții să vrea să fie iubiți de copiii lor. Chiar este o modă. Generația noastră are dorința asta, ca copiii lor să iubească. Și atunci, câteodată trec în cealaltă extremă de a fi prea permisivi. Câteodată din dorința de a fi iubiți sau de a, ca și copiii lor să le mulțumească, devin autoritari. Mie îmi place să spun că celor cărora mult li se dă, mult li se cere. Și atunci părinții fac greșeala asta, să le dea foarte multe lucruri copiilor lor. Și atunci, clar, foarte mult le cer ulterior. Părinții sunt în slujba nevoilor copiilor lor și nu în slujba dorințelor. Iar părinții din generația noastră, tocmai din dorința aceasta de a fi iubiți, încearcă să le îndeplinească toate dorințele copiilor lor.
iar copiii nu au nevoie ca dorințele lor să fie îndeplinite, au nevoie ca nevoile lor să fie îndeplinite, să mănânce, să doarmă, să meargă la școală, să aibă o educație bună și cam atât. Când vine vorba de dorințe, din punctul meu de vedere și din punctul a multor trainer de parenting, e bine să facem o listuță cu toate dorințele, pentru că copiii vor veni în fiecare zi cu o dorință. Le punem frumos pe o listuță, după care îi rugăm să aleagă cele mai importante dorințe ale lor. În felul ăsta, învățând să-și stabilească singuri prioritățile, până corect, la urmă, chiar și în funcție de lista asta de dorințe. Exact. Iar dorințele respective, în funcție de cât sunt de importante, vor fi realizate când? De ziua lor, de Paște, de Crăciun, de aniversare, de obicei dorințele trebuie să fie ceva special în viața lor și nu ceva comun. Atâta timp cât o dorință e ceva comun, deja nu știu ce părinți ar putea să le mai dea ca să fie ceva special. Sigur că o să avem timp și chiar îmi propun să vorbim despre erorile de educație pe care le fac părinții, bine intenționați de fiecare dată, pentru că părinții vor mai binele copiilor lor. E sigur, dar unii fie sunt prea autoritari din acest motiv, alții, din potrivă, îi răsfață prea tare pe cei mici și nici într-un caz, nici în celălalt, efectele nu sunt cele dorite. Până să ajungem însă la acest subiect, aș vrea să vorbim despre părinți sau despre viitorii părinți, pentru că vedeam noi prin filme cu ani în urmă, prin străinătate, viitorii părinți deja merg la niște școli pentru a se pregăti pentru acest moment extrem de important în viața unui cuplu și în viața fiecărui individ acela când devii părinte. Practic, după ce se naște copilul, viața se schimbă radical. Perspectiva asupra vieții se modifică, relația din cuplu și așa mai departe. Ori americanii și occidentalii, în general, au descoperit de câteva decenii faptul că trebuie să facă ceva în sensul ăsta, să se pregătească anume pentru un moment de asemenea importanță. Și atunci au apărut aceste școli la care se duc chiar și viitorii părinți. Deci, înainte de a avea un copil, ei se duc și se pregătesc pentru momentul acesta. Ce ne poți spune din punctul ăsta de vedere? Și la noi este o modă, sunt așa numitele cursuri de puericultură. De obicei la maternitatea unde mama își dorește să nască, acolo medicii, moașele sau neonatologii le sfătuiesc să vină și la un curs de puericultură, acolo unde să învețe cum să aibă grijă practică de un bebeluș în primele luni de viață. Trebuie să ai grijă. El are doar nevoie atunci. Iar părinții care cred că dacă își țin bebelușii în brațe foarte mult, îi răsfață, este o mare greșeală. Într-adevăr, în primul an de viață nu există noțiunea de răsfăț. Este doar nevoia de afecțiune. Eu aveam surpriza ca socrii mei să-mi spună atunci când îmi țineam bebelușii în brațe că îi răsfăț. Dacă, și îmi spuneau, dacă a mâncat, e schimbat, a dormit, atunci la cel mai ții în brațe. Iar eu încercam să le explic că pe lângă nevoia de hrană, de somn, mai există și nevoia de afecțiune. Iar bebelușii cu asta se hrănesc, cu afecțiune. Deci, practic, asta învață părinții atunci când se duc la cursul acela dinainte de naștere, cum să-și aline copiii. E o chestie cunoscută că în țările din lumea a treia copiii plâng mult mai puțin și sunt mult mai independenți ulterior, deoarece mamele nu au timp să îi pună, cum avem noi, fel de fel de aparaturi, de camere video, ne atingem din ce în ce mai puțin copiii, pentru că avem o cameră video cu care îi supraveghem, avem o suzetă pe care le-o punem în guriță, avem foarte, foarte multe aparaturi care ne îndepărtează practic de a ne atinge copiii, iar copiii noștri țipă, urlă, chiar au stări foarte rele, le dăm fel de fel de pastiluțe, de siropuri pentru colici, pentru... Când ceea ce le lipsește lor de fapt e afecțiunea, da? Relația cu practic, mama deosebi, da. Mamele, mamele africane sunt celebre că au repurile respective în care își țin ori în spate, ori în față bebelușii, pentru că ele trebuie să... Și chiar dacă după câteva luni se duc la muncă, nu prea să duc la muncă, pentru că fiind în țări slab dezvoltate, treaba lor e acasă, dar acolo e multă treabă. De spălat rufe, nu au mașină de spălat, de spălat vase, eu știu ce mai fac ele, pe acolo treabă multă și nu au practic cum nici cameră video să-și supravegheze copiii și atunci îi țin în primul an de viață în repurile respective. Iar copiii africani sunt renumiți că plâng mult mai puțin, că suferă mai puțin de colici și că au mult mai puține probleme ulterior ca și adulți.
Asta e nevoie, de aceea părinții ar trebui să meargă la un curs înainte de venirea. Pentru că după venirea pe lume a bebelușului nu mai au timp. Când să mai... Chiar am avut sâmbătă primul curs la București și au venit părinți cu copii de o lună. Nu au putut să se concentreze la curs, pentru că un copil de o lună nu ai cum să-l lași, să stai două ore să asculți un curs. Este imposibil. El are nevoi mult mai mari decât are nevoie părintele să asculte cursul meu. Copilul respectiv are mult mai multă nevoie de el și bine ar fi să vină înainte de naștere. Asta și de pentru a se pregăti, pentru a ști ce atitudine da, și pentru a-i... trebuie să aibă față de cel mic. Și să nu-l lase copilul, adică să nu-l priveze de nevoia lui de afecțiune pentru că trebuie să meargă la curs ulterior. Acum că s-a întâmplat, bine e și după, dar indicat ar fi înainte. De la ce spunem că ar fi bine să vină la cursurile astea chiar înainte de a li se naște copilul? Dar apoi când încep să simtă nevoia părinții? În jur de vârsta de 2 ani. Cam pe acolo, în momentul în care și comunică efectiv cu cel mic, îmi imaginez, și atunci se nasc o mulțime de întrebări care își caută răspunsul, părinții sunt puși în dificultate de întrebările inteligente ale copiilor și atunci simt chiar și părinții nevoia să meargă la o școală dedicată părinților, nu? De obicei, oamenii în general, nu doar părinții, merg la doctor când îi doare. Așa se întâmplă și cu părinții, merg la cursurile de parenting sau la psiholog sau la când apare o problemă. Când apare o problemă. E foarte greu să gestioneze o problemă, dar nu e imposibil. Și de ce vin la vârsta de 2 ani? Pentru că în jurul vârstei de 2 ani încep crizele de personalitate. Atunci copiii, un părinte foarte drăguț ieri la cursurile de not unde o duc pe fetița mea, își spune, încearcă să vadă... să-și vadă limitele. Eu i-am spus, eu cred că încearcă să-și stabilească limitele. Copiii încearcă să-și stabilească limitele și nu să vadă. Ei știu foarte clar care sunt limitele lor. Doar încearcă să-i oblige pe adult să intre în jocul lor și chiar reușesc. Pentru că copiii țipă foarte tare. Și cred că știm foarte bine că copiii fac crize extrem de mari de furie. Și crizele astea sunt destul de greu de gestionat. Iar părinții vin în jur de vârsta de 2 ani la cursuri, că atunci nu se mai înțeleg practic copiii. Și interesant e, îmi spun când eu încep să le vorbesc, asta e prima reacție de negare. Când eu încep să le vorbesc, îmi spun, da, o să crească copilul mare și oricum o să ne înțelegem mult mai bine cu el, perfect greșit. Într-adevăr, vor avea o perioadă între 6 și 12 ani extraordinară cu copiii. De obicei, copiii între 6 și 12 ani sunt extrem de drăguți, încearcă să-și imite părinții, încearcă să-i ajute, încearcă să facă totul ca să-i facă pe părinți fericiți. După care vine criza adolescenței, adolescenței și de obicei, copilul, cum arată copilul în prima lui copilărie, așa arată și în adolescență. Deci dacă am avut un copil care până la vârsta de 6 ani s-a trântit pe jos și a făcut crize de furie și iar părintele nu a făcut decât să-l pedepsească, să-l lovească, să nu creeze o relație prolifică cu copilul lui, nu face decât la adolescență să o ia de la capăt. Avis celor care se uită acum și care au copii de vârste mici. Să aibă grijă ce atitudine adoptă în acest moment. Iar foarte important, dacă au depășit vârsta de 6 ani și clar trebuie să aibă o relație un pic mai bună decât până atunci, și bine e un moment, și acesta e un moment bun de a începe o relație corectă, pentru că sunt un pic într-adevăr mai înțelegători și pot să aibă succes și după vârsta de 6 ani. Bine e să fie de la început, dar... Genul acesta de curs de școală adresată părinților se adresează sau vizează în mod special, evident, relația cu cei mici, dar ea nu presupune un efort deosebit din partea părintelui de a se schimba. Până la urmă, copiii sunt oglinda părinților lor, vrând, nevrând. Deci dacă vor să schimbe ceva în relația asta, trebuie ei înșiși, părinții, să se schimbe. Corect. Și să renunțe la proastele obiceiuri, corect, adoptând altele pozitive. Ceea ce cred că face mai dificilă sarcina lor, dar cei care sunt determinați presupun că sunt dispuși să facă lucrurile astea. Vin în general mămicile, vin cuplurii, sunt tătici care vin din propria inițiativă? Bărbații sunt mult mai reticenți. De obicei vin obligați de soții, singuri. Până acum nu am avut niciun caz în care să vină un tătic singur. De obicei vin însoțiți de soție și vin obligați.
vin foarte reticenți. Succesul meu este că reușesc pe la jumătatea cursului să-i cuceresc și pe ei, să intre în discuție. Dar, într-adevăr, bărbații sunt un pic mai reticenți față de cursurile de parenting. Au senzația că autoritatea este totul, că dacă sunt autoritari, atunci copilul va răspunde stimulilor. Ceea ce nu e adevărat. E adevărat în mare măsură și pe termen scurt. Adică unui copil, dacă îi dai o palmă, cu siguranță se va opri, zic eu, pe moment, dar comportamentul adică va acționa în așa fel încât să nu o primească și pe a doua. Da. Practic, asta va fi obiectivul, oră, nu neapărat că ore, da. Dar nu pe termen lung, iar, Doamne ferește, când ajungem din nou în partea adolescenței, s-ar putea palma să vină înapoi. Și atunci, clar, nu mai e o relație. În general, așadar, vin mămicile. Și vin când au o problemă, în sensul că nu mai reușesc să gestioneze situația, relația cu cel mic devine extrem de dificil de gestionat, îi scapă copilul din mâini, cum s-ar spune. Da. Ce se poate face în astfel de situații? Care sunt primele sfaturi pe care le oferi sau primele metode pe care le sugerezi celor care apelează la sfaturile tale? Ce se întâmplă? O persoană, deci mămicile care vin, care au deja copilași 2, 3, 4 ani, îmi place, e o frază foarte... N-am povestit-o, să fac o mică paranteză. Cursul meu se bazează pe cartea, o scriitoare, Adele Faber și Elaine Maslisch. Ele predau metoda asta încă din 1975 și e o metodă care pe mine m-a ajutat foarte mult și care sper să ajute și pe alții. Ideea e că chiar ele spun în carte că e ca și cum am vrea să vorbim de mâine chineză. E cu siguranță când vom merge acasă la copiii noștri și le vom spune mâine de mâine vorbim în chineză, cu siguranță n-o să ne iasă. Așa se întâmplă și cu cursurile de parenting. N-o să ne iasă din prima, clar. Și nici n-o să ne fie o limbă nativă niciodată. Întotdeauna vom avea un mic accent. Pentru că toți am crescut având sentimentele negate și crescuți într-o anume, dacă nu toți, majoritatea. Eu pot să spun din proprie experiență că am fost crescut având sentimentele negate și nu mi-a fost ușor să aplic metoda pentru că nu mi era ceva cunoscut și atunci mi-a fost dificil. Ce înseamnă asta să ai sentimentele negate? Să ți se pună niște bariere? Să, sentimentele să negate. Fii împiedicat să te exprimi așa cum simți? Într-adevăr, asta este o parte. Asta este primul curs pe care... Cursul meu are 6 sesiuni pe perioada 6 săptămâni. Iar în primul curs se vorbește despre sentimente. Negarea sentimentelor este de la cel mai ușor exemplu când un copil spune mie frig și tu îi spui nu ți-e frig, ține-ți geaca pe tine. Sau m-am lovit, mă doare și tu spui lasă că e o mică zgârietură, lasă o baltă, haide să mergem că nu e chiar atât de grav. Asta înseamnă să negi sentimentele cuiva. Sentimentele sunt unice și dacă un om și le exprimă înseamnă că există. Poate că nu-l doare atât de tare, într-adevăr, poate că exagerează un pic durerea, dar ideea e că durerea și emoția și instinctul respectiv există în momentul acela și e foarte ușor să-i spui da, înțeleg, cred că te-a durut foarte tare. Și rămâne de văzut ce se întâmplă ulterior. Copilul va fi surprins, mai ales dacă părintele până atunci a negat tot timpul sentimentele. Va fi surprins. Sentimentele negate, ajungem până la cele mai grave sentimente, sunt acelea când moare cineva, când au o traumă emoțională, când sunt respinși la școală de prieteni, de profesori sau când... ceilalți colegi râd de ei că sunt urâți îmbrăcați sau tu nu ai telefon ca al meu sau... iar părinții spun, vin acasă și spun, n-are nimic, lasă că oricum e bine și așa, lasă că și eu am crescut fără și le dau tot felul de explicații logice. Iar copiii nu au nevoie de explicații logice, au nevoie doar de o persoană care să-i înțeleagă. Atâta timp cât au cel puțin o persoană care să-i înțeleagă, poate să îndure. Poate fi îndurată. Dacă și mama mi este prietenă și înțelege durerea mea, cred că pot trece și eu pot peste. Poți să mai ușor peste problemele pe care le întâmpin. Până la urmă și adulții simt nevoia să se confeseze cuiva. Clar. Și să știe că ai un prieten căruia vii te plângi când îți e greu sau alături de care te bucuri atunci când trăiești anumite satisfacții. Atunci cu atât mai mult cei mici au nevoie de cineva în care să aibă încredere.
și care la rândul lor să-i gireze, da, cu încredere pe cei mici. Avem o multitudine de activități pe care, dacă suntem supărați, putem să ieșim în oraș, să vedem un film sau să ne întâlnim cu prietenii, putem să facem. Ei sunt închiși în casă, casa e lumea lor și părinții sunt singurii lor prieteni. Practic, noi de bine de rău mai avem ce să facem, să dacă nu ne înțelege soția sau soțul, găsim alte variante să ne plângem la părinți, la prieteni, dar copiii cu siguranță nu au cui să se plângă. Vorbeam de erorile pe care le fac, da, cei mari în raport cu cei mici. Asta ar fi prima eroare majoră pe care o comit de a le nega. Raport cu cei mici. Care mai sunt alte? Aș vrea să mă opresc un pic la negarea sentimentelor pentru a da o concluzie, și anume faptul că negând sentimentele le îi privăm de instinctul lor primar și câteodată instinctul le poate salva viața. De exemplu, dacă le spunem unui copil tot timpul, hai treci mai repede strada că vine mașina și nu vezi că e la un kilometru mașina, sigur nu o să te calci, el poate la un moment dat va vrea să ne dovedească nouă că nu este atât de incompetent cum îl crede mama lui și poate va sări în stradă exact când mașina e aproape, pentru că el nu va mai avea instinctul, nu va mai avea încredere în instinctul lui primar, pentru că mama lui îi spune tot timpul ce să facă și spune nu e adevărat cum spui tu, e adevărat cum spun eu. Și atunci propria lui viață poate să depinde de instinctul pe care îl are. Noi dacă îl negăm, s-ar putea să-și piardă poate și viața la un moment dat, nu neapărat ca copil, poate ca și adult. Alte greșeli sunt, de exemplu, greșeala mea. Pentru că și eu am greșit cu fetița mea, a fost autonomia. Eram hiperprotectivă, iar fetița mea nu era independentă. Și tot timpul mă întreba, mami, pot să fac asta? Pot să mă duc acolo? Ceilalți părinți o considerau un copil model. Vai, mereu întreabă dacă poate să facă. Pe mine nu mă încânta lucrul ăsta, pentru că o vedeam că este practic, nu era capabilă să facă lucruri normale pentru vârsta ei, fără să întreabă, pot să fac asta? Iar autonomia iarăși este o eroare, o greșeală pe care părinții o fac, pentru că își hiperprotejează copiii. Așadar, nu... cocoloșindu-i, cum obișnuim noi să spunem, nu-i ajuți cât uși de puțin, ci din potrivă îi împiedici să obțină această autonomie de care vorbeai, această libertate de a lua propriile decizii, de a și le asuma și de a acționa în conformitate cu ce le spun instinctele, de pildă, pe care iarăși nu trebuie să le negăm, după cum ne spuneam mai devreme. Sigur că sunt o mulțime de erori pe care le fac cei mari. Ce se poate face însă? Spune că nu putem învăța chineza de pe o zi pe cealaltă, dar putem învăța trebuie să facem practică și iarăși exercițiu. Nu e ca mersul la doctor. Dacă ne doare capul, luăm o pastiluță și ne trece durerea de cap. Cursurile de parenting și, în general, menținerea unei bune relații cu copilul, cu soțul, cu orice altă persoană cu care intrăm în contact, trebuie menținută, trebuie să avem o consecvență. Nu putem să venim la un curs de 6 săptămâni și să credem că am obținut o baghetă magică și ori de câte ori aplicăm câteva metode de aici, răspunsul va fi pozitiv, după care ne oprim, pentru că copiii au învățat. Nu, copiii uită, așa cum uităm și noi. Asta este singurul lucru pe care putem să-l facem, să fim consecvenți. Tot timpul să... Ce fac eu? În cursul meu, la finalul fiecarei sesiuni, le dau părinților o hârtiuță pe care sunt scrise metodele și pașii pe care trebuie să-i urmeze. La sentimente, să spunem că sunt 4 pași, la pedeapsă, 5 pași. În funcție de sesiune, le dau hârtiuța respectivă. Ce am făcut eu? Eu mi-am făcut niște tablouri pe care mi le-am pus pe perete. Și de ori de câte ori am o situație pe care simt eu că nu mai știu cum să o gestionez, mă uit repede pe tablouaș și identific unul dintre pași pe care ar trebui să-l urmez. Pentru că, într-adevăr, așa cum am spus, și noi, adulții, uităm. Și poate, sau poate suntem prea nervoși, sau poate suntem prea supărați, sau poate N motive din care putem să nu mai procesăm foarte bine informația. Și atunci este foarte util să avem scris undeva, fiecare cum își dorește. Eu mi le-am făcut tablouri și mă uit repede pe ele și găsesc o soluție. Pentru că și pentru mine limba asta nu este o limbă maternă. Limbajul empatic nici pentru mine nu a fost
nu a fost o limbă maternă. Îmi doresc din tot sufletul ca copiii mei, pentru copiii mei să fie o limbă maternă. Și practic, pentru majoritatea părinților, va fi o limbă în care vor avea un mic accent, dar copiilor cu siguranță o vor învăța. O vor stăpâni altfel decât noi. Da, o vor stăpâni altfel. Ai folosit termeni cu care suntem obișnuiți, dar cred că le dai altă semnificație. Vorba de pedeapsă și cred că și recompensa ai menționat la un moment dat. Sunt niște instrumente importante, nu-i așa, pentru părinte, dar nu în sensul de pedeapsă, scoatem cureaua și aplicăm o corecție celui mic, ferească nesfântul de o asemenea versiune, și nici recompensă în sensul de ai cumpărat ce nici el nu visează la orice gest pe care l-ar face. Cum trebuie să procedăm? Cum trebuie să ne folosim de instrumentele astea? Din punctul meu de vedere, recompensa este mult mai gravă decât pedeapsa. Pentru că pedeapsa, chiar și fizică, îl face pe copil să, pe majoritatea copiilor să reacționeze imediat. Adică i-am dat o pălmuță la fund, ne va lovi înapoi. Își va manifesta neplăcerea imediat. Ne va da de gândit. Majoritatea părinților le dă de gândit și vin la curs. Copilul meu e agresiv. Ei nu spun că eu, de fapt, l-am pognit înainte de N ori și iar acum copilul meu e agresiv. Ei vin doar cu problema că copilul este agresiv, punct. Dar e important pentru că le trage un semnal de alarmă. E agresiv, hai să fac ceva în privința asta. Recompensa, în schimb, le deformează personalitatea. Ei vor fi mulțumiți, vor fi foarte cuminți. Dacă dând o palmă unui copil la fund, el va reacționa plângând sau dând înapoi, creând o problemă mai mare, recompensa, în schimb, va crea o atmosferă plăcută. Copilul va zâmbi, va fi mulțumit, iar pe termen lung îi va deforma personalitatea. Va fi o persoană care va aștepta întotdeauna o recompensă, o mită, eventual, ca și adult. Ceea ce, din punctul meu de vedere, recompensa este un fapt mult mai agravant decât pedeapsa. Înțeleg, deci că recompensa mai nocivă decât este pedeapsa. Este mult mai nocivă. În sine, mai... deși nu e recomandat să folosești niciuna, nici alta. Nu. Există însă pedepse permise? Presupun că da, pot funcționa și ca instrument, dar un anumit gen de pedeapsă. Singura pedeapsă pe care o permite cursul acesta și pe care nu o numește pedeapsă este învățarea din propriile consecințe. În momentul în care un părinte repetă, îi acceptă sentimentul, îi descrie situația și exprimă propriile sentimente, iar copilul refuză, singurul lucru pozitiv pe care putem să-l facem este să-și accepte propriile consecințe. Respectiv, dacă nu și-a strâns jucăriile de pe jos și am spus, nu-mi place să văd jucării pe jos, nu s-a întâmplat nimic, i-am dat alte variante să le strângă în anume feluri. Nimic nu se întâmplă, atunci îl lăsăm să trăiască propriile consecințe. Asta este singura pedeapsă admisă de această metodă. Și eu zic că este cea mai bună pentru că îl pune în fața problemei respective. El, dacă nu și-a strâns, de exemplu, jucăriile și noi spunem nu mai ai voie la televizor, copilul nu va înțelege, dar ce legătură au jucăriile cu televizorul, data viitoare nu mai de ciocolată. Practic, trăirea propriilor consecințe îl leagă de problema respectivă și va ști... Atunci realizează efectiv că e o problemă și că e o consecință a ceea ce el a făcut sau nu a făcut. Și atunci trebuie să repare. Așa se și numește pasul respectiv, să lăsăm copiii să-și trăiască propriile consecințe și să învețe să repare ce au greșit. Sigur însă că genul ăsta de metodă presupune multă răbdare din partea părinților și multă voință din partea acestora. Într-o lume atât de grăbită cum e cea a zilelor noastre, sunt părinți care își mai găsesc timp? Sigur, miza e foarte mare până la urmă, e vorba de viitorul copiilor, care pare să fie misiunea oricărui părinte. Până la urmă, ăsta e scopul nostru, perpetuarea speciei și asigurarea urmașilor noștri unui viitor cât mai bun. Având în vedere că miza e atât de mare, părinții reușesc să se mobilizeze? Mie îmi place să cred că cei părinți care vin la curs au și timp suficient să pună în practică. Cei care nu vin, cu siguranță, nu au timp și nici interes. Dar cei care vin la curs și își doresc o relație mai bună cu copilul lor și găsesc
5 minute, 10 minute, nu trebuie să petrecem o zi întreagă iubindu-ne copiii și ținându-i în brațe, pentru că nici nu este ceva bun pentru ei. Dar dacă 5 minute, 10 minute, o jumătate de oră facem ceva cu copilul nostru prin care să-i dovedim că ne interesează soarta lui, este suficient. Și mie îmi place să cred că cei care vin la curse își fac o portiță de 30 de minute sau chiar 10 minute în fiecare zi să pună în practică. Înțeleg acum și de ce spui că te bucura faptul că devine o modă. Da. În sensul că din ce în ce mai mulți părinți sunt conștienți de problemele cu care se pot confrunta și pentru a le evita sau pentru a le rezolva, dacă deja s-au lovit de ele, vin la astfel de cursuri. Fie că vin la tine sau la alți trainer care folosesc eventual și alte metode. Acum, din curiozitate, ai auzit și de bunici care vin pe la cursuri dintre astea? Foarte rar. Dar e un adevăr că sunt mulți copii care ajung să fie crescuți de bunici. Da, pentru că părinții au un program cât se poate de încărcat. Da. Există ceva din metodele astea pe care ai, vreun sistem pe care l-ai regăsit și în educația pe care ai primit-o poate de la părinții tăi sau pe care aceștia au primit-o de la bunici? Adică există niște noțiuni de bază care se regăsesc în toate metodele astea și care s-au perpetuat? Că poate făceau și ceva bun și bunicii și părinții, în sensul ăsta mă gândesc. Cu siguranță ce scrie în aceste două cărți nu e nimic nou. Nu e nimic nou. Toate informațiile pe care le regăsim în carte nu sunt noi. Și eu știam că nu sunt, și aveam toate informațiile pe care le-am citit în aceste două cărți, dar nu știam să le structurez. Așa s-a întâmplat și cu părinții și cu bunicii noștri. Eu am regăsit foarte multe lucruri pe care mama mea le făcea, dar le făcea într-un sens negativ. De exemplu, cu scrierea notițelor. Mama îmi punea întotdeauna strânge masa după ce ai terminat de mâncat sau trage apa sau ce o deranja pe ea că nu făceam eu. Ceea ce se regăsește în această metodă, scrierea, pentru că sunt anumiți copii care nu acceptă tot timpul să le spunem strânge masa, strânge masa, strânge masa. Eu prefer fetiței mele să-i arunc avioane. Îi fac avioane pe care scriu ce vreau să facă și îi le arunc. Ea la vârsta aceasta nu citește extrem de bine, dar mă pune să îi le citesc și se pare un joc interesant și intră în jocul meu. Cu copiii mari, evident că își citesc singur notițele și le face plăcere. Ei, și mama mea făcea lucrurile astea. Dar ea le scria într-un mod atât de jignitor, încât mă făcea să mă simt atât de rău, încât preferam să le rup și să nu fac ce-mi spune ea. Așa se întâmplă cu majoritatea părinților. După ce vin la cursă să-și dea seama că, Doamne, eu chiar știam toate lucrurile astea. Singurul fapt e că nu știam să le pun în practică. Nu știam cum să mi le structurez. Așa am pățit și eu. Le cunoșteam pe toate. N-a venit cu nimic nou. Știam că nu trebuie să-mi bat copilul, știam că nu trebuie să-l agresez verbal, știam că mai bine îi explic ce să facă și îi descriu situația decât să țip și să-l jignesc și să-l insult, dar nu știam cum. Nu aveam o structură și nu înțelegeam ce trebuie să fac. Toate lucrurile astea, metodele astea mi-am care au fost și practic șlefuite generații de rândul, pentru că înțeleg sunt câteva decenii de când ele se tot aplică, ai reușit să găsești cheia pentru sunt greșeli pe care le-ai sesizat în educația pe care ai oferit-o fiicei tale și pe care sunt, da? Da. Din fericire ai doi copii, ești mămica unei fetițe și a unui băiețel. Da. Băiețelul e mai mic. Mai mic, are doar 10 ani. Cu el nu mai ai nicio scuză să mai comiți greșelile astea, eventual altele pe care după aia să le corectezi. Cât te-a ajutat și experiența de mamă? Presupun că ai citit cu alți ochi cărțile astea, ai studiat metodele respective prin prisma cuiva care știe cu ce să mănâncă. Una e să învățăm teoria și alta e să adaptăm la practica de zi cu zi. Și la început, înainte să fiu mamă, citind anumite cărți, nu acestea, îmi dădeam seama practic ce au greșit părinții mei și înțelegeam eu mie propriile mele probleme. Înțelegeam de ce am anumite frustrări sau de ce am anumite emoții în fața anumitor situații și înțelegeam care au fost practic greșelile părinților mei. După ce am devenit mamă, mi-am înțeles propriile mele greșeli și eram la un pas să le repet practic greșelile făcute de părinții mei. Am fost la un pas foarte mic de a le repeta. Dar am înțeles
mi-am structurat informația și asta a fost un lucru important. Ca să dau un exemplu, că așa vorbind foarte multă teorie, cursul meu nu e teorie sub nicio formă, e doar practică. Și ca să dau un exemplu practic, să se înțeleagă, știam că trebuie să nu fiu permisivă, știam că să nu fiu autoritară, dar nu înțelegeam cum trebuie să fac lucrul ăsta. Știam că trebuie să spun da, știam că trebuie să spun nu, dar nu înțelegeam cum să le combin. Ce am regăsit, un lucru foarte interesant, este o teorie din psihologie, se numește pick your battles, adică alegeți bătăliile. Nu prea mi-a plăcut termenul, deoarece nu-mi place să văd creșterea copiilor ca un război. Dar el așa e denumit, ca un război. Practic, noi și copiii noștri ducem un război. Și atunci, clar, avem zi de zi mai multe bătălii de câștigat. Și ca să obținem un echilibru, să câștige și copiii, să câștigăm și noi și să obținem o relație pozitivă, m-a ajutat foarte mult să scriu pe o listă tot ce era important pentru mine, tot ce îmi doream eu ca copiii mei să facă. Și anume, de exemplu, eu sunt obsedată de securitate și nu admiteam să nu stea în scaunul de la mașină și să nu mă țină de mână când trec strada. Obsedată eram de igienă, că trebuiau să se spele, adică fetița, că băiețelul este încă foarte mic, să se spele în fiecare seară pe dinți. Să lase masa curată sau după ce termină de să se joace cu o anumită jucărie să o pună la locul ei. Astea erau obsesiile mele. Restul nu mi păreau atât de importante, dar eu eram haotică. Spuneam nu, acum, da, și la ce mi se părea important și la ce nu mi se doar ca să nu mai țipe, să nu mai țipe, spuneam și da și nu, și da și nu, nu aveam o ordine. Metoda asta m-a învățat să-mi aleg bătăliile, respectiv să-mi aleg 3 bătălii care sunt cele mai importante pentru mine, respectiv securitatea, igiena și ordinea în casă, la care spun tot timpul nu. Nu, niciodată nu te dai jos din scaunul de la mașină, ne spălăm pe dinți în fiecare seară și strângem jucăriile. Astea sunt tot timpul nu. Restul bătăliilor, ne mai facem că mai uităm. Și mai este și da. Și atunci mi-am format un echilibru, asta am învățat eu. Înainte știam că trebuie să spun da, știam că trebuie să spun nu, dar nu știam în ce ordine, nu știam cum. Descoperim astfel că părinții trebuie să fie diplomați în relația cu cei mici. Să fie diplomați, dar nu manipulatori. Am primit o întrebare foarte interesantă și dacă nu răspunde la metode și la pași. Și atunci am întrebat mămica respectivă, dar ce îți dorești? Îți dorești copilul tău să-ți răspundă tot timpul da, mami, da, mami, da, mami, da, mami? Asta este un fel de manipulare, este o practic o diplomație deghizată. De fapt, tu îți dorești să manipulezi copilul respectiv, dar o faci într-un mod diplomat și atunci nu mai este corect. Bine, iar e să ne facem o listă, să vedem ce fac copiii într-o zi din propria lor inițiativă și dorință și ce fac din ce îi obligăm noi să-i facă, din ce ne dorim noi să facă. Asta ca să te asiguri că se dezvoltă și personalitatea lor și corect, că au și că un spirit echilibru, de inițiativă. Corect. Și atunci dacă vedem că în decurs de o zi fac 10 lucruri din dorința noastră și nimic din dorința lor, atunci practic, cu siguranță trebuie să-ți faci o mulțime de griji. Da, asta înseamnă o manipulare, chiar dacă modul în care a trecut ziua a fost pozitiv. Ne-ai promis că o să ne oferi multe exemple concrete, situații de care te-ai lovit, părinți care au venit, copii cu care ai lucrat și așa mai departe. Spune-ne, la vârsta aceasta mică, cam care ar fi cele mai mari probleme? Pe de o parte sunt copii agresivi, dar cu ceilalți, cu jucăriile. Da. Și ne-ai și dezvăluit că acolo se întâmplă ceva în familie, practic. Părinții, la rândul lor, nu au suficientă răbdare cu cei mici. Care mai sunt? Există copii apatici care pot fi stimulați, care au ajuns în situația asta tot din cauza unei atitudini greșite a părinților? Întotdeauna copiii ajung într-o anumită stare din cauza părinților sau datorită părinților, pentru că ajung și într-o stare bună datorită părinților, adică părinții care îi cresc suficient de responsabil ajung să aibă copii responsabili. Atâta timp cât părinții sunt un pic haotici sau obosiți sau neîncrezători, atunci și copiii vor dezvolta probleme. Sinceră să fiu, fetița mea, de exemplu, toată lumea o vede ca pe un copil timid. Cu toate că ea vorbește 3 limbi străine, scrie, citește la 3 ani și 9 luni, are N activități, oamenii mă întreabă câteodată, dar el nu vorbește încă, o privesc ca pe un copil timid.
dacă eu aș privi-o ca pe un copil timid și ajungând la ultima sesiune a cursurilor mele, și anume rolurile, care este cea mai complexă sesiune a cursului, faptul că noi intrăm în niște roluri, noi toți suntem într-un rol anume în această viață, atunci ea probabil ar fi timidă toată viața ei, ar intra în rolul acesta de om timid. Dar mie îmi place să o văd ca pe o persoană cu intimitatea ei. Așa e ea, îi place să fie privată, îi place să aibă viața ei privată și îi place să aibă o intimitate anume. Și nu îi place să intre oricine așa cu bocanci în viața ei. Și atunci o exclud din rolul ăsta de copil timid și o pun în... o las pe ea să-și dezvolte personalitatea așa cum își dorește, așa cum îi place. De exemplu, nu-i place să fie pupată, să nu-i place să fie atinsă, nu-i place să fie mângâiată, nu-i place. Pur și simplu, nu-i place. Atunci când bunicii veneau, îi aduceau un cadou și săreau pe ea să o pupe, să o mângâie, să... La început mă simțeam obligată și forțată. Haide, te rog, spune-le mulțumesc, pupă-i, dar începeam să ne certăm. Descoperim metoda aceasta, pur și simplu i-am înțeles doar sentimentele și am spus: Charlize, nu-ți place să fii pupată? Și ea a făcut ochii mari așa la mine și a zis: da, nu-mi place. Bucuroasă că ai înțeles sentimentele i-am înțeles sentimentele. Am continuat, evident, bunicul însă te iubește foarte mult, ți-a adus niște cadouri și cred eu, nu îi spun trebuie, cred eu, o las pe ea să decidă, că i-ar plăcea să-i spui mulțumesc. Sunt cazuri în care îi spune mulțumesc, cazuri în care îl și pupă. Încet începe să-și dezvolte propria ei personalitate. Apropo de situația asta, da. Există un conflict între părinți și bunici? Da. Există, nu? Întotdeauna. Bunicii mereu sunt acuzați că îi răsfață prea mult pe cei mici, așa cum poate n-au făcut-o copiilor la vremea respectivă. E un reproș pe care îl întâlnim desori la părinți care au senzația că bunicii strică, între ghilimele, copilul. Da. Sunt tentați bunicii să-i răsfățe mai mult pe nepoți? Sunt tentați să-i răsfățe mai mult pentru că au mai mult timp liber. Pentru că atunci când au fost părinți, au mers la servici și au avut foarte puțin timp cu copiii lor și au senzația că dacă își vor crește nepoții într-un anume fel, își iau cumva revanșa față de greșelile pe care le-au făcut cu proprii lor copii. Și aici există greșeli, pentru că da, într-adevăr, unii bunici tind să fie foarte permisivi și mai tind să și le nege sentimentele propriilor lor copii. Adică să spună de față cu nepoții lor: nu-i adevărat, nu-i bine, lasă-l în pace, hai, devină la bunica, că te iubește bunica, las-o pe mama, că e nervoasă, e obosită, nu te înțelege. Da, există conflictul acesta și bineînțeles că copiii noștri nu vor trăi niciodată într-o lume perfectă. Important e că cel puțin un membru al familiei să fie în concordanță cu sentimentele lor și cu trăirile lor. Și atunci ei întotdeauna se vor întoarce la un moment sau altul, la o vârstă sau alta, se vor întoarce către persoana cu care comunică cel mai bine. Vor realiza că bunicii au fost mult prea permisivi, vor profita de lucruri. Cred că toți profităm de oamenii care vedem că ne fac așa bine gratuit, dar vor ști să comunice și să relaționeze în alt mod cu persoana. Apropo de această persoană cu care comunică ei mai bine, e mama în general? Poate fi tatăl la fel de bine? Da, poate fi oricine. Poate fi mama, poate fi tatăl, poate fi bona. Am văzut bone care vin la curs, adică părinții sunt atât de ocupați încât își trimit bonele la curs. Ceea ce nu e rău până la urmă. Nu e rău. Va fi măcar în casă, ai o persoană responsabilă care să știe să gestioneze. Niciodată nu știm când persoana respectivă va pleca, va demisiona, va lăsa un gol în sufletul copilului respectiv. Adică, e o problemă pentru cei care sunt în situația asta. Cu siguranță. Copiii crescuți de bune exclusiv, care nu primesc afecțiune din partea părinților, da, cu siguranță, în momentul în care vor pierde bona respectivă, trauma va fi foarte mare. Exact ca și la moartea unei persoane dragi, trauma este foarte mare și cu cât copilul este mai mic, cu atât este mai dureros. Drama este mai mare și marchează mai puternic. Da. Mai e un caz particular care mă interesează așa, din afară, pentru că n-am fost pus în situația respectivă. Ce se întâmplă acolo unde există mai mulți copii într-o familie? Ție-ți e familiar situația asta. Cum trebuie să procedeze părinții
ca fiecare dintre copii să se simtă în centrul atenției, dacă se poate spune așa, și să nu facă greșeala de a-l prefera pe unul sau pe altul. Se vorbește deseori de situații de genul acesta. Se vorbește, într-adevăr, cu siguranță părinții își iubesc copiii la fel, dar pentru lucruri diferite. Pe unul iubește că este, nu știu, mai calm și are note bune la școală, pe celălalt îl iubește că e mai năstrușnic și are activități. Cu siguranță iubesc din puncte de vedere diferite, dar iubirea îmi place mie să cred că este aceeași. Eu nu am avut niciun conflict până acum. Sunt bucuroasă să, începând metoda dinainte să vină pe lume și Karim, nu am avut niciun conflict în aceste 10 luni între copii. Și mie îmi place să o testez pe fetița mea, pentru că părinților le e frică să le spună copiilor să-i învețe limbajul realităților interioare. Respectiv, ți-e frică, ți-e teamă, ești furios, ești nervos, ești gelos, le e teamă să le spună cuvinte de genul acesta. Și atunci, exact cum copiii mici sunt frustrați că vor o cană și mama nu știe să le dea cana respectivă, sunt la fel de frustrați și când nu știu să-și exprime un sentiment. Eu am ajuns la am rămas surprinsă să-mi dau seama că la vârsta mea și eu eram doar supărată sau fericită. Nu mai știam altceva, nu mai știam să zic. Ori eram fericită, ori eram supărată. Nu mai știam ce înseamnă frustrată, dezamăgită, nu foloseam niciodată cuvintele astea. Așa se întâmplă și cu copila și ei devin frustrați când nu au un limbaj al realităților interioare. Și mie îmi place să o testez pe fetița mea și să-i spun: te enervează, Karim, nu-i așa? Vrei să-l ducem înapoi sau vrei să-l, nu știu, habar n-am, să-l dăm la vecina o săptămână și să vină înapoi? Și ea reacționează: nu, Karim e al nostru, trebuie să rămână acasă. Mie îmi place să o testez, să văd dacă sentimentele ei sunt reale sau nu. Și nu mi-e frică să-i spun, practic să o învăț că și sentimentele negative au un nume. Nu mi-e teamă de lucrul acesta. Și părinții cu mai mulți copii de obicei se tem să spună: te enervează fratele tău, nu-i așa? Au impresia că frate... Deschizând subiectul, chiar... vor pune paie pe foc, da, și vor, exact, vor escalada conflictul. Și sunt convinsă că în anumite situații în care există o tensiune între cei doi frați, chiar vor pune paie pe foc, dar paiele astea se vor stinge la un moment dat. Neaprinse nu vor face decât să crească, iar momentul în care se vor aprinde definitiv va fi un mare incendiu. Și atunci nu e... Și atunci de preferat să aduci subiectul în discuție, da, cât mai devreme. Cât mai devreme. Înțeleg că la asta se și referă metodele. Nu trebuie să încerci să ascunzi problemele, pentru că nu se vor rezolva de la sine. Din potrivă, e bine să te confrunți cu ele și să găsești soluții. Să ne gândim la noi, practic. Noi uităm, dacă pățim un lucru rău, uităm vreodată? Nu uităm. Nici copiii nu uită. Niciodată, niciun eveniment din viața lor nu se uită. Iar ascuns, nu îi vor face decât să creadă că există o problemă, că părinții se tem să deschidă subiectul respectiv și... practic nu face decât să-i sensibilizeze. Spuneai de anumite vârste ale copilăriei și de probleme specifice. Ne-ai spus cam care ar fi la vârste mici. Pe măsură ce ei încep să descopere lumea, ce altfel de probleme intervin? Spuneai până pe la 6 ani, când deja devin niște copii model preț de alți câțiva ani. De alți câțiva ani, după, da, care apar crizele mai mari, problemele, da, adolescenței. Dar până acolo, cam care ar mai fi problemele? Cum ar trebui să procedeze părinții, de pildă, când copiii încep să pună întrebări? Sunt foarte mulți care au răbdare, o întrebare, 2, 3, 4, după care se dau bătuți și fie recunosc că nu știu, fie își trimit copilul să întrebe pe altcineva, fie cer să aibă răbdare și să meargă la școală când va exista un profesor sau un învățător care să-i dea răspunsurile. Sunt celebrele întrebări. De ce? De ce? De ce? Nimic din ce ai spus tu n-a fost greșit. Respectiv, oricare din metodele adoptate într-o manieră pozitivă e corectă. Unul dintre pașii pe care îi propune metoda este să-i lăsăm pe copii să aleagă surse din afara casei. Respectiv, dacă eu am o întrebare la care chiar nu știu să răspund, întotdeauna pot să spun: haide să întrebăm dentistul, haide să întrebăm pe doamna de la bibliotecă, haide să întrebăm profesorul de, nu știu, de geografie, de... sunăm un prieten, nu? Să sunăm un prieten. Sau acum avem întotdeauna la îndemână internetul, haide să vedem ce scrie, dacă copilul e suficient de mare și e răbdător să aștepte răspunsul. Deci să lăsăm copiii să întrebe pe altcineva, o persoană evident care poate să-i dea răspunsul
răspunsul respectiv, nu prietenul sau colegul de bancă, care cu siguranță nu va ști nici el. Întotdeauna trebuie să ghidăm copilul spre persoana care ar putea să-i dea răspunsul pe care noi nu-l cunoaștem sau poate pe care nu ne simțim stăpâni pe noi să-l dăm. Sunt anumite întrebări pe care părinții îi pun în dificultate. Și atunci decât să dăm un răspuns aleatoriu sau să ne ascundem de răspunsul respectiv, este indicat să-i spunem copilului, hai să mergem la profesorul, nu știu, de biologie, să-l întrebăm, sau la medic, să vedem el ce părere are, ce spune. Trebuie să admitem acum că sunt și părinți care se tem să facă lucrul ăsta, de teamă să nu coboare de pe soclul ăla pe care în principiu copiii îi urcă. Ceea ce e o atitudine greșită până la urmă, trebuie să înțeleagă și cei mici că părinții sunt cei mai buni oameni din lume pentru ei, dar nu înseamnă că le știu nici ei pe toate. Da. Și sunt la fel de supuși greșelii precum și alții. Important e să recunoască și să o facă cu bune intenții. Da. Așadar, putem apela la răspunsurile care vin din partea specialiștilor, da? La surse demne de încredere pentru a le oferi răspunsuri. Da. Le putem cere copiilor de asemenea să aștepte până când vor crește pentru a putea înțelege anumite noțiuni, de exemplu? Da, putem să le cerem și lucrul ăsta, putem să le spunem, dă mie un pic de timp să mă gândesc. Nu știu în secunda asta, lasă-mă puțin să citesc, dă-mi un pic de timp să încerc să-ți explic lucrul. Nu este o rușine să nu știi. Să nu știi nu e o rușine, practic. Nu știu în secunda asta, tu ce crezi? Poate copilul chiar are un răspuns, dar poate se teme să-l dea, poate crede că părintele va râde de el. Zică, vai, asta crezi tu, nici pe departe. Copiii există posibilitatea să aibă un răspuns, poate au un răspuns greșit, iar este foarte important să vedem ce răspuns au. Pentru că dacă spunem, nu știu, lasă-mă în pace, poate copiii vor rămâne cu răspunsul ăla greșit pe care l-aveau ei de obicei în cap. Se spune, o statistică spune că copiii întreabă de ce, de ce, de ce, până ajung la răspunsul pe care l-au ei în cap. Ei au un răspuns deja și de-aia tot forțează părintele, de ce, dar de ce, dar nu e așa, dar plâng, pentru că ei au un răspuns în cap la care vor să ajungă. Și atunci decât să lungim cu de ce, de ce, de ce, putem să-l întrebăm pe el, dar tu ce crezi? Lasă-mă să mă gândesc, nu știu să-ți răspund acum, în secunda asta, la tu ce crezi. Dacă nu crede nimic și nu are un răspuns, atunci te va lăsa, practic, să-ți faci temele, să-i spui mai târziu. Dacă are un răspuns, e foarte important să vezi care e răspunsul respectiv și să dezbateți problema. În niciun caz însă nu trebuie să-l descurajezi adresa întrebări. Trebuie să-l lași dimpotrivă să-i scodească și să descopere lumea pas cu pas și să se mire, nu? Până la urmă, ăsta e rostul copiilor. Și să răspundă și el. Pentru că copiii, dacă începem să dăm întrebări logice și multe și lungi și lungi, nu vor face decât să se plictisească. Poate mulți dintre termeni nici nu-i cunosc. Și noi o să spunem și o să spunem și o să spunem și copiii o să înceapă să uite pe pereți și finalul care este? Părintele se enervează și după ce că m-ai pus să-ți spun, să-ți explic asta, acum te mai și poate nici mai. Și ajungem iarăși la conflict. Bine e să-l lăsăm pe el să descopere, să pună întrebări, să răspundă la propriile întrebări. Ajungem la o concluzie la nivelul lui de cunoștințe, după care, dacă nu avem un răspuns, avem dreptul să ne facem temele sau să recomandăm un specialist care să ne răspundă. Să vină cu răspunsul competent, care să ne lămurească și pe noi și pe cel mic deopotrivă. De multe ori învățăm odată cu cei mici. Mai apare o situație specială de la o anumită vârstă. Spune că până la un moment dat, universul copilului este familia, este casa, cam la pereții și la părculețul în care ies, cam acolo se limitează universul lor. După care însă descoperă lumea în raport cu alți copii, la grădiniță, la școală, în primii ani, fie că e vorba de clasă pregătitoare sau clasa întâi. Da. Ei vin acum, se ciocnesc, universul lor se ciocnește de universul celorlalți și vin acasă cu și mai multe întrebări, care îi pun și mai în dificultate, în și mai mare dificultate pe părinți. Cum trebuie să procedeze aceștia în astfel de situații? De obicei vin cu lucruri negative acasă. Niciodată nu vin. De obicei informațiile pe care le găsesc de la profesori, din manuale, nu își dau foarte mare interes față de aceste informații. De obicei vin și spun acasă ce au auzit de la colegi, practic, și nu întotdeauna sunt lucruri pozitive. Părerea mea e că în loc să-i certăm,
Vai, nu te mai juca cu Andrei, cu Dan, cu X, Y, pentru că uite ce prostii spune. Ideal este să-i lăsăm pe ei să-și pună propria părere, să întrebe de ce copiii respectivi spun respectivele lucruri și ajungem iarăși în cercul vicios în care copilul întreabă, părintele răspunde, își dă timp de gândire, mai întrebăm și pe altcineva. Tot timpul când e vorba de o problemă, mai este o metodă interesantă, nu știu dacă se regăsește neapărat ca și răspuns la întrebări, e rezolvarea de probleme. Adică ne așezăm la masă și scriem pe hârtie toate problemele pe care le-am avut în ziua respectivă și găsim împreună soluții, un fel de brainstorming, cum fac oamenii în unele companii. Și asta e o soluție. Să stăm, simpla ascultare și empatie cu copilul îi dă încredere, nu neapărat că părintele îi va da un răspuns, că își va găsi propriile răspunsuri. Și asta este cel mai important, să-i lăsăm pe copii să ajungă ei la propriile lor soluții și răspunsuri. Oamenii care se grăbesc să dea sfaturi, să pună întrebări, să găsească repede soluții, mi-e foame, atunci du-te și mănâncă, fă-ți un sandwich, mi-e frig, mi-e cald, atunci dezbracă-te sau îmbracă-te, dacă ești obosit, culcă-te, te grăbești să dai soluții, ai impresia că ți-a ajuns copilul mult mai repede, de fapt îl privezi de propriile lui gânduri. Corect este să... Să-i oferi instrumentele cu care singur să se ajute. Să-i oferi undița cu care și să-l înveți să pescuiască, nu să-i dai peștele exact, direct. Exact. Există posibilitatea în care copilul să nu ajungă la soluția. Atunci trebuie ajutat. Când nu ajunge singur la o soluție, finalul este că putem să-l ajutăm, dar de-abia după ce l-am lăsat să-și găsească propria soluție. Mi se pare foarte interesant că ascultându-te... Cel puțin câteva din tehnicile pe care ni le-ai sugerat de folosit pot fi și sunt aplicate la nivelul companiilor, de pildă între șef și subalterni, că nu trebuie să descurajezi inițiativa, din potrivă, trebuie să apleci urechea la ceea ce îți sugerează angajatul, care poate veni de multe ori cunoscând situația din interior, cu soluții mai bune decât tu însuți ai găsi. Faptul că trebuie să-i permiți să aibă inițiative și să funcționeze autonom, după cum spuneai, da. Toate sunt metode care pot fi folosite la fel de bine în viața de zi cu zi a adultului, exersându-le încă de copii, cu atât mai bine le va fi viitorilor adulți, îmi imaginez. Da, cu siguranță. Spuneai că aceste cursuri pe care le susțin în București, dar și în Ploiești deopotrivă, da? Că asta e vestea bună pentru cei care se uită la noi din Ploiești, că vor putea participa la asemenea cursuri în perioada următoare, se concentrează pe activitatea practică, adică nu trebuie să teamă de prea multă teorie. Cred că am făcut noi toată teoria pe care ai face-o în cele 6 săptămâni, restul concentrându-se pe exerciții practice, pe metode de folosit în tot felul de situații, după cum ne-ai și ilustrat. La ce să se mai aștepte cei care vor veni la cursurile astea? Vor avea teme pentru acasă. Întotdeauna, în timpul cursurilor, vor participa la exerciții, 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 iar la final vor avea teme pentru acasă. Pentru că cursul este structurat în așa fel, cu o sesiune pe săptămână, tocmai ca părintele să aibă timp de 7 zile în care să facă multe, multe exerciții și să-și termine temele. Ai fi putut la fel de bine să faci toată teoria într-o singură zi sau într-o jumătate de zi, caz în care nu s-ar fi ales cu nimic părintele care ar fi venit. Așa însă, aplicând pe măsură ce descoperă fiecare metodă, constatând ce funcționează și ce nu, că presupun că unele dintre ele trebuie verificate și testate. Păi asta mă și interesează, să vină înapoi la următoarea sesiune și să-mi spună ce a funcționat și ce nu a funcționat sau ce a funcționat parțial. Asta e cel mai important, pentru că aș fi putut să susțin cursul într-o zi sau în 2 zile, să plece acasă, să facă practica, unele lucruri să nu funcționeze, dar să nu mai aibă posibilitatea să se reîntoarcă la mine să-mi spună n-a funcționat. Ce crezi că n-a funcționat? Așa, separând sesiunile între ele, ei au posibilitatea să vină după o săptămână să-mi spună, n-a funcționat. De ce? Ce s-a întâmplat? Să găsim soluțiile. Și cu siguranță trebuie ajustat comportamentul și particularizat. Ceva. Că e vorba de grupuri mici, da? care vin. Ca să poți lucra cu fiecare dintre părinți, înțeleg că sunt bineveniți și copiii la anumite sesiuni. Copiii sunt la centrul unde țin cursurile la București, acolo vin la un loc special de joacă. Eu nu
nu indic părinților să vină cu copiii la cursul acesta, pentru că copiii sunt extrem de receptivi. Ei prind toată informația și sunt foarte dezamăgiți când acasă nu se întâmplă ce au auzit la curs. Eu am pățit din proprie experiență cu fetița mea, vorbeam cu trainerul din America cu care am făcut cursul și mi explica un lucru și îmi spunea toate chestiile astea ți se întâmplă pentru că ești foarte nervoasă, pentru că ești stresată de o chestie pe care o ai tu cu treaba ta și ești foarte nervoasă și de-aia nu ies lucrurile, pentru că ești tu nervoasă. Fetița mea din spate a auzit toată discuția, n-a spus nimic și am avut surpriza după vreo două zile să-mi spună: dar tu n-ai auzit ce ți-a spus doamna la telefon, să nu mai fii nervoasă și să nu mai țipi? Am înțeles atunci de ce nu e indicat să vii cu cei mici. Pe de altă parte, pentru anumiți părinți, poate ar fi recomandat să ajungă cu cei mici care să tragă de mânecă. Îți mulțumesc mult de tot, Gabriela, pentru prezența în emisiune. Celor care vreți să știți mai multe despre ce se întâmplă în Ploiești, despre cursurile din Ploiești, aflați detalii pe întâlnirdeconștiință.ro, cred că e site-ul unde se găsesc informații, iar pentru cei care vor să știe mai multe despre activitatea ta și despre parenting, există o altă adresă care se cheamă familieliniuță-împlinită.ro. Și într-un loc și în celălalt veți găsi detalii despre ce înseamnă această școală a părinților. Mulțumesc mult, Gabriela, încă o dată. Mulțumesc, dragi telespectatori, toate cele bune până data viitoare.